Se caută șef nou la sănătate după demiterea lui Vlad Voiculescu. Prioritară la discuțiile de luni din coaliție va fi însă schimbarea lui Florin Câțu din funcția de premier, susține USR. Abia după ce se va stabili cine va lua locul actualului prim-ministru, se va pune problema unei nominalizări la conducerea Ministerului Sănătății, a anunțat Dragoș Tudorache, europarlamentar USR+. Gabriela Del Pupo ne aduce ultimele informații din domeniul politic. Bună dimineața, Gabriela! Bun găsit! Cele două propuneri sunt Ioana Mihăilă, actual secretar de stat la Ministerul Sănătății, și Adrian Viner, deputat USR+. Acesta a fost senator în legislatura 2016-2020, iar în plină pandemie și-a dat demisia din Parlament pentru a merge să își reia profesia de medic, angajat fiind în primă instanță la Spitalul Județean și mai apoi la un spital care trata pacienți COVID-19. Dar trebuie să spunem că, deși se discută și aceste propuneri în alianță, prioritatea, după cum spun mai mulți lideri USR+, este înlăturarea actualului premier Florin Câțu. Și Cristina Prună, pe lângă europarlamentarul Dragoș Tudorache, a venit cu astfel de declarații. A spus că da, coaliția poate funcționa în continuare, dar fără Florin Câțu premier. O să vedem exact ce reacție va avea acesta, pentru că în scurt timp, mai exact la ora 11, așteptăm aici la guvern o declarație de presă din partea premierului Florin Câțu.